și luna și te iubesc dintotdeauna. Te iubesc. Hey! Și a venit acea zi în care să-i spunem felicitări prietenei noastre frumoase, Diana Dumitrescu. Bravo, bravo, bravo. Și la mulți ani, uite, a postat în urmă cu doar câteva minute o poză superbă împreună cu soțul, cu camera bebelușului Pătuțul, dar aici este chiar micuțul, pentru că spune așa. Acum un an de zile spuneam amândoi un da hotărât, fericiți și bucuroși că pornim împreună pe drumul vieții în dorința de a ne construi o familie. De câteva zile în viața noastră a venit noul membru al familiei noastre, care ne face cei mai fericiți oameni de pe planetă. Suntem în al nouălea cer. Astăzi sărbătorim un an de căsnicie alături de fiul nostru, Carol Anton. Bine ai venit în familia noastră, să-ți fie viața magică și plină de culoare. Te iubim, îmi vine să plâng, Ștefane, scurte. Doamne ajută să fie sănătos, Carol Anton, bravo. Da, într-adevăr, îți dai seama, când s-au văzut ei cu copilașul acasă, în pătuțul lor, în pătuțul lui, îți dai seama că începi, eu, uite, că o auzim acum pe Feri. Feri, da. Cum crezi că a ajuns să spună acele poezii, să le scrie atât de frumos? Tot din dragostea asta și din minunăția asta care se întâmplă în viața unui om, și anume copilul. Uite că modul ei și felul ei de a fi, așa cum o cunoaștem noi pe Diana Dumitrescu, continuă, mă refer la discreția care o caracterizează, pentru că uite ce spune, acum câteva zile ea a născut, astăzi cei doi sărbătoresc un an de când au spus marele da, unde au hotărât, cel mai hotărât da din viața lor. Și uite că nu și-a dorit să afle, nu știu, presa sau, eu știu, opinia publică. Se bucură de acest eveniment frumos din viața ei, doar cu soțul și apropiații. Doamne ajută Carol Anton să vă trăiască, să fie sănătos, fericit și să vă umple viața de bucurie. Îți aduce aminte aici, da, pe canapea? Da, tu ai spus, ai spus. Păi da, n-am spus, ai spus băiețel. Ah, și am ghicit și numele micuței Iris, al lui Tavi Clond, așa. Bravo, da, poți să mai mergi pe la, poți să mergi pe la, pe la maternități să faci bani. Să ai prin fața maternităților și le spui, nu știi și aveți, nu vă spune fata. Pentru 10 lei vă spune mama Omida. Da, o pupăm.